Discutăm cu doamna doctor Oana Andrei, medic specialist oftalmolog. Doamna doctor, ce este nistagmusul? Nistagmusul este o mișcare oscilatorie, repetitivă a ochilor. De obicei, această mișcare este prezentă pe orizontală. Ca să vă exemplific, să înțelegeți mai ușor, ați văzut de multe ori oameni în metrou, de obicei în stațiile de metrou, când urmăresc diferite obiecte și ochii lor se mișcă stânga-dreapta. Acela este un tip de nistagmus fiziologic, deci întâlnit în mod normal. Există mai multe tipuri de nistagmus? Da. Există nistagmusul fiziologic, cel despre care am vorbit, optokinetic se cheamă. Există un nistagmus tot fiziologic în poziții extreme ale privirii și există nistagmusurile patologice și acestea sunt de mai multe tipuri, de cauză oftalmologică și de cauză neurologică. Sau nistagmusuri prezente de la naștere, fără o cauză clară, cum este nistagmusul congenital motor. Există nistagmusuri prezente de la o vârstă fragedă datorate unor cauze oftalmologice, adică diferite patologii care împiedică o vedere bună a ochilor. Acestea se numesc nistagmusuri senzoriale și există nistagmusurile dobândite de obicei mai târziu în viață, fie în copilărie, fie la adult, de fapt la orice vârstă. Acestea sunt în marea lor majoritate de cauză neurologică. De multe ori cauza neurologică o reprezintă fie tumori, fie accidente vasculare sau boli de mielinizante. Deci cauza e gravă și aceste tipuri de nistagmusuri trebuie foarte bine investigate. Se asociază nistagmusul și cu alte afecțiuni oculare, oftalmologice? Da, cum spuneam, nistagmusul senzorial este datorat unei patologii oculare care împiedică o acuitate vizuală, deci o vedere foarte bună a ochilor. Un exemplu este cataracta congenitală. Ochii sunt privați de informația vizuală. Cataracta este opacitate a lentilei din ochi. Astfel, ochii sunt privați de stimulul luminos și dezvoltarea lor este redusă. Chiar dacă se operează cataracta mai târziu, acuitatea vizuală este scăzută și există nistagmusul se menține, tocmai fiindcă ochii n-au avut parte de o informație vizuală precisă care să le favorizeze dezvoltarea. Deci acuitatea vizuală e afectată de celelalte afecțiuni oculare asociate, da. Nu de nistagmusul în sine. Ba da, nistagmusul în sine afectează acuitatea vizuală. Vorbim acum de nistagmusul congenital, cel în care nu găsim o cauză, o cauză oftalmologică clară, nici o cauză neurologică și îl etichetăm ca nistagmus congenital motor. În cazul acestui tip de nistagmus, fiindcă ochii se mișcă în permanență, practic imaginea rămâne mai puțin timp în zona de retină care ar trebui să transmită către creier o imagine perfectă. Din acest motiv, calitatea vederii este de cele mai multe ori afectată. Boala poate regresa, de exemplu, cu ajutorul ochelarilor sau cu ajutorul lentilelor de contact?
ochelarii și lentilele de contact și în această patologie ele au o indicație foarte clară. Îmbunătățesc vederea, îmbunătățind vederea, practic cresc calitatea vieții pacienților cu nistagmus. Nu neapărat se reduce mișcarea globilor oculari, însă calitatea vieții este mult mai bună. Trebuie să și anumite precauții persoanele care suferă de nistagmus, de exemplu, pot folosi calculatorul? Da, pot folosi. Sunt dacă au o acuitate vizuală care să le permită acest lucru și de obicei când nu există patologii oculare asociate, acuitatea vizuală de cele mai multe ori este funcțională, pot folosi calculatorul. Sunt practic oameni normali care pot avea meserii absolut obișnuite. Există actori care au nistagmus, există cercetători care au nistagmus, deci nu au foarte multe bariere. Se poate trata boala? Boala se tratează în sensul că se crește calitatea vederii cu corecția optică maximală, se poate trata o poziție vicioasă a capului, care tratând poziția vicioasă a capului uneori prin operație poate reduce și oscilațiile oculare, însă nu întotdeauna este cazul. În ce condiții decide un medic că e necesară o intervenție chirurgicală? Când copilul respectiv sau adultul respectiv care se prezintă cu nistagmus are o poziție anormală a capului. Asta înseamnă că își ține capul întors către stânga sau către dreapta foarte mult, foarte mult întors, astfel încât ochii lui să atingă un punct în care oscilațiile sunt minime. Aceasta este de cele mai multe ori indicația pentru intervenția chirurgicală. În acest caz, prin intervenție chirurgicală se mută acest punct în care oscilațiile sunt minime din poziție laterală în poziție primară, centrală, și astfel capul va fi îndreptat. Are riscuri specifice o astfel de operație? Riscurile intervențiilor pentru strabism, fiindcă operația este similară intervențiilor pentru strabism, adică se intervine asupra mușchilor oculari, care sunt fie scurtați, fie recesați, adică mutați înapoi. Despre aceste riscuri am vorbit noi anterior și există riscul ca intervenția să nu aibă efectul scontat, adică capul să rămână în continuare întors, poate nu atât de mult, dar oricum cât să fie deranjant pentru pacient. O intervenție reușită corectează definitiv defectul ocular? Corecția, da, este staționară în timp, dar practic defectul nu este total corectat, ci este ameliorat. Deci oscilațiile globilor oculari sunt mai reduse și capul este drept în urma intervenției reușite. Înțeleg că dacă oscilațiile sunt ameliorate și e staționar în timp, nu se poate ca ulterior să revină la gravitatea la care nu, era anterior operație. De obicei rezultatul este staționar în timp.